Decizie de ultimă oră la șefia ANAF, vicepreședintele fiscului a fost demis după ce chiar seara trecută ministrul de finanțe spunea la Digi24 că vrea să eficientizeze activitatea instituției. Cu cine va fi înlocuit, ne spune colegul meu Silvian Trandafir. Silvian, ce ai aflat? Bine v-am găsit, da, potrivit unor informații, în acest moment a fost demis vicepreședintele ANAF, Costea Sandu, cel care era acolo de aproximativ un an și jumătate, doi. În locul lui sunt numiți Drăghici Alexandru, funcționar ANAF, fost vicepreședinte în anul 2018, înlocuit atunci chiar de actuala șefă ANAF, Cârciumaru, și al doilea vicepreședinte este Ionescu Florentina, tot funcționar ANAF, ea este funcționar ANAF de peste 20 de ani la Argeș. Știm că în nota de fundamentare se spune că propunerile formulate au la bază abilitățile, aptitudinile și experiența profesională, precum și rezultatele excepționale. Ceea ce trebuie spus este că acum 2 luni de zile, premierul Marcel Ciolacu, după eșecul foarte mare de colectare din 2023, a cerut să fie schimbați toți cei care se ocupă de colectare și să vină în primul rând funcționari care știu care este treaba cu colectarea. Vedem că ministrul finanțelor a făcut deja prima mutare, avem primele schimbări la ANAF, urmează să vedem și la autoritatea vamală. Aceste propuneri de schimbare a conducerii ANAF și a autorității vamale va pleca în zile următoare. Decizia este la domnul prim-ministru. Păi pe cine schimbați? Pe șefii de direcție? Vor face parte din propunerea de a fi revocați. Din toți? Până. Da. Iar la vămi? La vămi urmează în, cât de curând să vedeți schimbările. De asemenea, cum am menționat, sunt schimbări care sper să aducă profesionalism și să implicare în realizarea obiectivelor de investiții, când numai Autoritatea Vamală Română are două proiecte de importanță majoră pentru țară, scanerele și introducerea sigiliului electronic al mărfurilor, alături de simplificarea procedurilor vamale, ceea ce nu este puțin lucru.